În curând vom afla și care sunt cele mai puternice branduri din social media. În schimb, până atunci vă propun să urmărim un interviu foarte interesant alături de un om pe care îl știm cu toții, are mai multe titulaturi, este atât vlogger, este influencer, este om de televiziune și multe altele, totodată se luptă și cu menținerea renumelui în online și sunt foarte curios să urmărim împreună următorul interviu moderat de Marta Ușurelu. Mulțumim foarte mult, dragă Dorian, că ești alături de noi astăzi la Top Social Brands. Top Social Brands este cel mai mare eveniment care vorbește despre campionii social media, despre branduri în special, dar și despre influencer, despre oamenii de marketing, despre strategii care fac campaniile prin care companiile comunică în social media diferit, altfel decât într-un comunicat de presă, decât la o conferință de presă. Tu ești unul dintre cei mai cunoscuți, cei mai admirați, dar și influencerii care fac cei mai mulți bani, la nivel declarativ, da? Că foarte mulți fac bani, dar nu declară. Sau nu-și asumă. Tu ești asumat. Și aici mi-am notat, ești actor, compozitor, dansator, cântăreț, antreprenor. Stai să opresc un pic. Aia cu dansatorul n-am spus-o eu. Nu. Să știi că așa scrie la tine pe Wikipedia. La mine pe Wikipedia, dar am înțeles că asta cu veridicitatea informațiilor de pe Wikipedia. Nu e adevărat, pe Wikipedia e oarecum așa. De dansator nu. Dansator nu, slavă cerului, ferească Dumnezeu, mă vede cineva care m-a văzut vreodată dansând și spune, bă, asta nu, am două picioare stângi. Deci, poate cine știe, te reinventezi? You never know, știi cum e, o chestie esențială. Da. Deci, cine este Dorian Popa? Marta, în primul rând, să rămână pentru invitație. Vreau să le spun și tuturor celor care vor vedea acest material că tu mi-ai permis să vorbim la Pertur, motiv pentru care mi-am asumat chestia asta. Eu sunt un om normal, sunt un om care a primit de la Dumnezeu șansa să aibă o carieră în televiziune la început, în urma unui casting la care am participat, și de acolo Dumnezeu m-a purtat pe valurile acestui super domeniu, de așa natură încât uite că încă rezist. Știi că vorbeam înainte să începem treaba asta, de faptul că e relativ, aiurea spus că e ușor să ajungi acolo, dar este mai ușor să ajungi pe val, exact, decât să te menții. Cel mai greu, da? Să te menții. Cât despre informațiile pe care le-ai spus atât de frumos acolo, da, consider că pot să fiu asumat și că sunt îndreptățit să fiu asumat atâta timp cât fiecare bănuț pe care îl fac este declarat și pentru fiecare bănuț se plătesc taxele aferente, de ce m-aș ascunde? Pentru că, uite, foarte mulți în continuare în România și oameni de afaceri și vedete, da, și influenceri nu vor să spună cât câștigă. De ce crezi că se ascund așa după... Pur și simplu, da? Nu au curaj? Obiectivul nu câștigă mult? Uite, că sunt multe variante. Mintea mea antreprenorială spune în felul următor. De ce sunt eu asumat? Atunci când ești asumat și business-ul tău crește de la o zi la alta, obiectiv vorbind, poți crește și standardele. Dacă nu ești asumat, nu le prea poți crește, că omul neștiind cât tu produci, poate să te subestimeze. Tu fiind asumat și spunând, da, domnule, uite, am luni în care fac 50-60 de mii de euro pe lună. Un respectiv om care te cheamă la o negociere nici nu mai poate permite să negocieze cu tine anumite sume, pentru că știe clar, bă, stai puțin, omul ăla e la anumit standard, cum să permit eu să... Și atunci mie mi se pare o chestie, o unealtă bună să fie asumat și să spui, da, pentru că atunci poți crește propriile valori, da? Mă gândesc că sunt unii care nu spun, probabil din punct de vedere al legalității, probabil că nu totul e în ordine, exact. Și atunci e bine să stai low profile. Și mă gândesc că mai sunt unii care nu spun din ideea de frică, de a nu fi vizați, luați în colimator. Nu știu, nu sunt genul, sunt destul de cu cărțile pe față, ca să zic așa. Te felicit, asta mi se pare mie că este foarte important și este acel dram de curaj și de nebunie de care avem nevoie într-o piață în care, chiar dacă sunt foarte mulți care cred sau nu cred, este foarte multă imagine. Sunt foarte mulți oameni care vin și de imagine și vorbesc într-un fel, se comportă într-un fel și de fapt în spate este doar o bulă de săpun. Și s-a văzut în pandemie că foarte mulți influenceri, ceea ce am constatat că noi am analizat și analizăm de foarte mulți ani în domeniu, când au stat acasă și n-au mai avut hoteluri frumoase, locații speciale, n-au mai avut conținut și n-au avut nici creativitatea aia care toți credeam că s-au născut, pur și simplu. Ce a fost, cum a fost pentru tine pandemia? Uite, mi se face pielea de găină, Marta. Pentru mine, pandemia, la fel ca orice altă trecere de an, mare atenție, au însemnat reinventare forțată, rapidă și adaptare la situația dată.
Atât deci nu te-ai oprit și te-ai speriat și te-ai ascuns. Nu, nu, atât din punct de vedere modus operandi, cât și din punct de vedere modus vivendi, pentru că până la urmă, ok, a trebuit să ne adaptăm și antreprenorial, dar trebuie să ne adaptăm și ca oameni, ca să nu luăm razna cu cabeza. Pentru mine pandemia a fost like wake-up call. De ce? Trebuie să-ți spun un lucru, nu vreau să mă ascund, este o situație care, deși a fost foarte rea pentru omenire, din punct de vedere mediu, spațiu online, a fost o chestie pe care eu am mirosit-o, cu ghilimele de rigoare de la început, ca fiind de bun augur. De ce? A fost un era logic că toți oamenii se vor muta în online. Da. Era logic că oamenii, fiind blocați de la a putea ieși în natură, la mare, la petreceri, se vor refugia în internet, în telefoane, în device-uri, tablete, calculatoare. Și atunci am zis, zic, ok, s-ar putea să fie un moment. Și n-am făcut decât să-mi adaptez contentul la ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Adică dacă ai un băț de chibrit și trebuie să faci cu el, să muți munții, dacă vrei să încerci, îl iei și spui, băi, eu încerc. Dacă ești fricos, nu-l iei din stat și spui, cum mă să muți un munte cu un chibrit? Nu se poate niciodată. Așa cum... Nu știu, una, două realizări de anul trecut. Una, două realizări de... Păi nu vreau să se supere lumea pe mine, că am avut multe. Hai mă, lasă că s-a venit să supără. Am avut trei, multe. Trei, poftim, trei. În primul rând am reușit să-mi îndeplinesc un alt vis, să-i mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi, pentru că îmi îndeplinesc visuri pe care nu credeam vreodată că le voi putea atinge, da, păi, dar aminte îndeplini. Am reușit să pornesc super investiția numită Cartierul Hâț Residence. La ora actuală am 6 case care sunt în plin proces de construcție. Chiar îți spuneam acum că mă bucur că mai primim puțin soare de la Doamne, Doamne, să mai turnăm niște beton. Eu sunt așa ca un copil, când se toarnă betonul, parcă se întâmplă magie. Mă, e business-ul tău și crește și e normal. E business-ul meu și crește și este fabulos că este unul dintre business-urile unde creșterea e vizibilă. Știi? O vezi, e fabulabilă. Nu vezi, mai pui o cărămidă de 100 de milioane, mai ridici un etaj, hop, asta așa, că văd ce am realizat. Am reușit să îmi finalizez casa fix înainte să se termine pandemia, bine, cu mici chestii nefinisate, dar le-am finisat deja mutat în ea, un alt vis incredibil și deși poate părea lame, am reușit să-mi iau mașinile visurilor, dar nu m-am oprit că acolo visul continuă. După ce ți-ai una, urmează alta și tot așa, exact, nu? Da. Cum ai ajuns să faci bani? N-ai făcut bani fiind actor, înainte de a fi în proiectul Pariu cu Viața, care îți spuneam că mi-a deschis un orizont superb, am lucrat în bancă. Am lucrat în bancă, chiar în back office, pentru că eu, terminând contabilitate și informatică de gestiune la SE București, în zona asta mă ducea diploma mea. Și fiind și contabil de mic, pentru că undeva la 16 ani, Marta... Deci tu nu pari contabil niciodată în viața. Știu, de-aia n-am rămas în zona aia. O să-ți povestesc și o să ajungem și acolo. Contabil fiind de mic și ajutând-o pe bunica mea, așa mi-am și dat seama că trebuie să mă duc la ASE, Dumnezeu să o odihnească, am zis, hai să vedem și ce e în zona asta. Dar n-am mers cu banca deloc. Da. N-am mers, adică mie îmi plăcea ce făceam acolo, dar nu prea mult. Da, știi? Da. Și greu la birou, și greu cu sacou, și încheiete până la gât, și greu. Când port sacou? Când port sacou? Mamă. Port sacou? Port sacou. Okay. Port costume, dar mai rar. Pe la evenimente care o cer. Și de cele mai multe ori, să știi, când port costume, port tot costume care să mă reprezinte. Am costum verde lime, am costum galben, am costum portocaliu. De cele mai multe ori costumele le abordez atunci când sunt la proiectul Next Star. Eu sunt jurat acolo. Da. Și să știi că de multe ori pe scaunul ăla de jurat mă simt bine și la costum așa când stau acolo. Da, până la urmă tu îi dai toată personalitatea ta. Exact. Nu e că... Exact. Așa, ne întoarcem din nou la bani. Hai. Așa, deci, ți-ai dat seama că nu e de bancă, nu e de contabilitate personală. Nu e de bancă, nu e de asigurări, am mai fost și cu asigurări înainte de și serial. Și cabral, să știi că în și m-a sunat, Mike, mi-a disperat. Măi, nu mai știu ce să mai fac cu tine. Ai învățat atâta carte. La bancă nu-ți place, în asigurări nu-ți place. Doamne iartă-mă, uite, am găsit un casting. Aha. Ea a fost solista Teatrului Lirii Constanța 15 ani de zile, deci ca să înțelegi de unde moștenirea cu treaba asta cu scena. Păi așa se explică. Exact. Așa se explică. Și îmi zice, am găsit un casting. Dacă nici acolo nu mai ești tu și nu te reprezintă, eram cu High Five-ul, pentru că tu ești din zona social, da? Și High Five-ul nu era monetizat, nu se întâmpla nimic, dar îmi plăcea mult să postez. Mare, și eram destul de urmărit. Și mi-a zis, uite, serialul ăsta. M-am dus, m-am înscris la casting și de acolo viața mea s-a schimbat radical, Marta. La 180 de grade. Este drept, am avut și norocul că serialul din care am făcut parte era un serial muzical și atunci pe lângă partea de actorie, care nu este un secret că nu e tocmai bine plătită,
aveam turneele la La Band de câte 30-40 de orașe. Hai, a fost un fenomen la La Band, cine își amintește. Da. Un fenomen cool și un fenomen care pentru noi, niște puști, a generat niște bani considerabili. Și acea faimă de care îți dai seama dacă vrei să te bucuri sau nu. Exact. Eu eram genul care se bucura foarte mult de ea. Din prima secundă mi-am dat seama că nu se potrivește. Într-adevăr, a existat o perioadă de oscilație, un moment de răscruce, în momentul în care s-au schimbat oarecum lucrurile în trustul din care făceam parte atunci. Odată venită o conducere nouă, conducerea nouă nu a mai crezut în proiectul nostru. This shit happens daily. Da? Exact. În business-uri, conducerile schimbă lucruri, este normal, e asumat, fiecare încearcă varianta lui. Și de acolo am rămas în pom. Și de acolo se sfârșește povestea la Ben slash pariu cu viața. Poveste care s-a soldat cu, n-aș vrea să spun dispariția că e dur, dar cu neregăsirea în domeniul ăsta a multora dintre colegii mei. Da, care au dispărut pur și simplu. Da, pentru că, vezi tu, ajungem în primul moment de reinventare. Ăla a fost primul meu moment de reinventare. Când am zis, bă, m-am întâlnit cu colegii mei, am mai spus asta într-un interviu și am zis, bă, suntem șomeri. Ce facem? Ce facem? Ce facem? Adică eram și eu, aveam, l-am luat deja un Audi acolo, mă uitam la el, zic, mâncate, tata, mâine, poi mâine, nu mai am ce să te plătesc, pleci la altcineva. Și de acolo a început, lupta adevărată, dacă mă întreb pe mine. Pentru că până acolo am fost coordonați, într-adevăr, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut toate datele necesare să câștig acel casting, dar după episodul ăla pe pariu cu viața, de acolo a început, ok, hai să vedem fiecare cu cât a fost înzestrat. Și lupta din coate. Și atunci a intrat în social media. Și atunci am intrat, eram deja în social media, în sensul că eu credeam foarte mult în Facebook, aveam pagina de Facebook care era ușor mai mare decât pagina serialului Pariu cu viața. Deci imaginează-ți, chiar investeam păi foarte mult timp. Te ocupai de ea, da? Dar știi cum e, e mai ușor să ai o pagină personală decât una a unei emisiuni. Corect, e mai simplu și e mult mai personal. Și mai, exact. Atunci omul e când mai, știi, devine mai empatic, da. Mai repede, îți dă-i like. Deci acum 10 ani ai început, da? Acum 10 ani am început cu serialul. Nu, pe Facebook. Păi tot în același timp am început și cu Facebook-ul, da? Doar că acum vreo 6-7 ani am început să-mi dau seama că alea sunt armele cu care mă pot lupta și singurele. Și de acolo a început așa un soi de agitație, în sensul că m-am folosit și de presă, să știi. E prost spus m-am folosit, dar era una dintre unelte și trebuia să mă ajut, da. Și atunci mi-am deschis primele business-uri, aveam două saloane de înfrumusețare, unul în București, unul în Constanța. Auzi, dar tu întotdeauna ți-ai dorit să faci business? Deci n-ai vrut să fii doar o vedetă și atât. Eu întotdeauna am fost conștient de faptul că eu nu prea suport termenul ăsta de vedetă, nu-mi place, iartă-mă. Nu, cunosc foarte multe vedete care sunt doar vedete. Ok. Și care de fapt, bun, știi, dacă nu mai sunt pe ecran, dacă nu mai sunt, nu știu, unde erau la radio sau așa, nu mai sunt. Eu de la bun și început. Și de asta vreau să subliniez că, uite, tu ai avut ideea asta de antreprenoriat, de business întotdeauna. Pentru că, Marta, eu de la început am simțit că este o carieră efemeră și în continuare consider același lucru. Eu în continuare dacă merg, n-ai o bază, da, merg după premisa, nu, și cu bază, Doamne ferește, merg după premisa că poate mâine, poi mâine, oamenii nu mă vor mai plăcea, pentru că se poate întâmpla. N-ai cum să faci oamenii să te placă cu deasila, deci, iată, poți doar să speri. Pe tine te plac foarte mulți oameni, dar te urăsc foarte mulți oameni. Ceea ce e normal, îți asum, nu? Normal. Niciodată nu se placă toată lumea. N-ai cum. Și te întrerup, că ne întoarcem după aia iar la bani. Ce îți place cel mai mult din ce iubesc oamenii la tine? Faptul că iubesc naturalețea mea. Eu rezonez foarte mult cu faptul că oamenii au înțeles că eu ăsta sunt, că nu este o disimulare și că nu mă chinui dimineața când mă trezesc să fiu gălăgios și să fiu pozitiv, așa eu doar așa sunt. Și te îmbraci așa pentru că faci sport zilnic. Mă îmbrac așa în primul rând pentru că cred că e un, cum să spun eu, nu găsesc un termen din ăsta pompos frumos, dar simt că îmbătrânesc și atunci vreau să rămân permanent tine și am zis, bă, dacă mă îmbrac colorat, nu o să zic că nimeni că-s baboni, înțelegi? Să zic că au trecut pe moșul, îți glumesc. Știi de ce? Vorbeam în redacție cu colegii și spunea un coleg ce, dacă aș avea și eu mușchiul lui, asta așa toată ziua, așa, într-un maior de dezbrăcat. Să știi că mințile luminate așa mi-au spus, deci cele mai multe ori, bă, că eu tind să exagerez, dar nu că aș face o forțat. Bă, dacă am lucrat o viață să am un corp frumos și mă simt bine atunci când stau cu corpul meu sub soare. Nu știu, apreciază sau nu, e vorba despre mine în speță, că până la urmă nu fac rău unei terțe persoane. Asta, da, cred eu că e primordial în viață. Să nu afectăm pe al treilea. De ce să nu stau așa? Adică, dacă e nevoie, uite, la restaurant, când trebuie să mănânc, pentru că la restaurante se impune când vine pe plajă să ai un tricou, un tricou pe mine, da? Dar eu mă dezbrac de la mașină, că dacă la plajă, nu, drumul ăla nu mai, mă mai bronzez și eu în 2 minute. Îți place că te admiră pentru că ești tu și pentru că ești autentic. Simplu, eu ce mai place din ce spun ei despre tine? Ce mai place din ce spun oamenii? Uite, acum aș vrea să atac un pic și partea asta mai controversată. Să știi că de multe ori, să știi, apreciez și hate-ul.
Dar asta încerc să le spun și urmăritorilor mei. Hai să facem să fie hit constructiv. Este asumat faptul că orice om greșește, da? Adică nu există omul ăla care nu greșește. Și atunci, hai când, uite cum a crescut mama, când îl taxăm că a greșit, hai să-l taxăm de așa natură încât să înțeleagă cu ce a greșit și să nu mai facă. Că dacă doar arunci cu noroi... Din păcate, foarte mult în România, știi, toată lumea este critic. Eu cred că asta este... Oamenii vor să-și dea cu părerea, dar nu cunosc personajul, nu știu despre ce e vorba, nu știu seama care e un standard și la ce te raportezi. Bine, spune-mi acum... Ce nu-ți place din ce se spune despre tine? Eu cred că asta cu hate-ul e o vorboare pe care am vrut să te întrerup. Da, eu cred că peste tot în lume se întâmplă aceeași chestie. Ce nu-mi place din ce spun oamenii la mine? Nu-mi plac comentariile venite de la oameni care nu înțeleg de ce mă urmăresc. Adică, păi poate nu te urmăresc. Păi mă urmăresc, că altfel n-avea cum să dea cu hate-ul ăla, că e clar. Adică știu secunda cu tare la care m-am scărpinat, să spunem, în nas căutând mucul cel rătăcitor. Vorba vine, da? E un example given. Și dau cu hate. Bă, de ce te uiți? Le spun tot timpul. Te obligă cineva, a venit cineva și ți-a dat play la vlogul meu din dimineața asta sau la story-ul meu ăla gălăgios. Nu știi de ce te urmăresc? Pentru că ei nu au altceva de făcut. Și este rațiunea lor în fiecare zi, se mai arunce cu niște noroi. Își doresc și ei unele dintre realizările mele, dar nu știu cum să o spun. Se bucură să le răspunzi, poate, sau să-i bagi în seamă. Este posibil să se întâmple și asta, să știi, de multe ori mă întreb, oare în comentariul ăsta mi-a fost deschis de așa natură încât să încape de mie atenția, nu neapărat să mă deranjeze, pentru că sunt mulți dintre cei care aruncă cu hate, cărora le răspund frumos, elevat, calculat, cum se cade, cum am fost crescut. Și îmi răspund, eram neapărat în asentime cu ce am spus, dar te pup, sunt fanul tău. Exact, ăștia sunt cei mai mulți și în momentul în care le-ai răspuns, tu ai câștigat. Da. Să știi că s-a văzut în social media și s-a văzut în toată comunicarea, de fapt până la urmă, la vedetele astea care au fost, da, și cu bune și cu rele, că a fost o perioadă în care vedetele erau doar zâne. Totul era pozitiv, totul era wrong. Frumos. Așa a fost, când am făcut vreo 10 ani. Da, știu că și nu exista, deci coteau de pe pagini comentariile negative, hai să fim serioși, așa este și acum la companii, sunt puține companii care își permit, ca și brand, nu, să lase niște comentarii negative. Asumate. Sau să nu își asumă, pentru că toată lumea crede, și în special în zona asta de business, mamă, dacă a zis ceva nasol de tine cineva, dacă crede lumea care are dreptate. Mamă, dacă unul crede așa, poate sunt mai mulți care crede așa, dar poate sunt și alții care cred că nu este așa, exact, știi? Da. Deci mă bucur că, uite, am vorbit despre subiectul ăsta, că știu că există foarte mult hate, că asta s-a văzut cel mai mult în ultimii 2 ani. Deci oamenii au stat acasă și parcă au nebunit. Am căutat pe Google Dorian Popa și scrie așa. Cât câștigă Dorian Popa dintr-un post pe Instagram? Cât să-și cumpere o mașină? Depinde de mașină. Cât câștigă... Așa, și germanul câștigă pe lună cât să-și ia o mașină. Cât câștigă Dorian Popa? Ce comentariu mai era acolo? Că mi-a venit așa. Pe lună. Și unii scriau 30.000, unii scriau 40.000, unii scriau 50.000, știi? Media era de 40.000. Morurile stru. Morurile stru. Cât câștigi pe lună? Să știi că sunt luni în care probabil fac și doar 20-30.000 de euro. Vorbim doar de social media, da? Sau despre ce vorbim? Ca să fie clar. Păi, obiectiv vorbind, în ultimul an numai despre social media vorbim. Exact. Dacă mai pun și cântările, da, veniturile sunt mai frumoase și mai bune, dar deocamdată sperăm. Hai să ne oprim la uite, am avut media. O iunie, ok, da. 20-30, dar sunt și luni de 50-60, pentru că poți avea un contract care să se întindă pe o lună de zile și care să fie, să-ți salte veniturile pe luna respectivă. Și trebuie să mai menționez un lucru, că toate veniturile pe care eu le-am făcut publice până acum sunt venituri înainte de taxe, evident. Eu trebuie să plătesc taxele la ele. După ce plătești, rămâi la zi cu tot, dar rămâi 40-50%, rămâi cu ceva bun. 60%. Rămâi cu ceva bun. Pentru unul ca mine este suficient. Deocamdată. Deocamdată. Spune, te rog, ai o echipă în spate? Ești doar tu. Echipa mea este foarte micuță, este formată din mine, mai este Cori care mă ajută și filmează, pentru că eu sunt filmat de o terță persoană, mi se pare mai simplu decât cu bățul, exact. Și mai frumos și mai expresiv, și care face și o parte din PR, dar PR-ul este la comun între noi doi. Și mai este Andreea de la Universal Media Pro Music, trustul la care eu sunt semnat, casa de discuri. Da. Care se ocupă de partea contractuală. Deci trei inși care aleargă pentru toată nebunia asta. E incredibil, felicitări. Adică sunteți puțin. Să știi că am învățat, sau cel puțin, nu știu, poate așa mi se potrivește mie, cu cât e echipa mai restrânsă, cu atât lucrurile merg mai simplu, mai bine. Se înțelege mesajul, nu apar disensiuni. Exact, fiecare bucățica lui, Andreiuț la contracte,
corii la PR și mijlocirea anumite discuții pe care eu nu le pot duce și eu pe parte de manageriat, negociat și alte lucruri. Deci pentru tu că... negociezi pentru tine? Da, am observat în timp, Marta, că eu îmi pot duce cel mai bine negocierile. În primul rând mă întreba cineva, domne, dar ți-e ok când te sună toată lumea? Da? Păi nu, că nu răspunzi la toată lumea. Să știi că răspund. Răspund la telefon? Telefonul meu e public, nu știu dacă știi. Și mă sună și câte 20 de 50 de copii pe zi. Pentru că este important să ții oamenii aproape. Stai bine cu nervii, să știi. Asta foarte bine stau cu nervii și să știi că ăsta este un exercițiu și un modus operandi de a-ți dezvolta răbdarea. Nu, și de a înțelege cu cine ai de-a face și de a-ți da seama ce fel de oameni și sunt. Să știi că am copii și le mulțumesc și iubesc, sunt atât de educați și ne înțelegem atât de bine din contentul pe care îl livrez, încât deja am înțeles că la mine dacă ai spamat, ai luat bloc, că trebuie să mă exprim pe limba lor. Dacă dai spam, dau bloc. Ce înseamnă spam? Păi două apeluri unul după altul. Sau 4, 5, 6 WhatsApp-uri când vezi că nu ți-am răspuns. Dacă dai unul bună ce mai faci, cu siguranță îți voi răspunde. Că sunt om, dar când pot și eu și cum trebuie. Și să știi că mă sună copiii, îți salut, John, le știu că muncești, te pup, respect, hâțpa. Opa, deci ne-am înțeles, putem să fim și eficienți, succinți, etc. Și atunci sunt conectat cu toată lumea și așa cum îți spuneam, am observat că mijlocirea în negocierilor printr-un manager sau altceva, de cele mai multe ori aduce pierderi pentru business-ul meu. Pentru că poate eu am fost înzestrat de Dumnezeu cu arta vorbirii să pot să captez mai bine omul cu care vorbesc și să-l simt. Mă, i-am dat prea mult, i-am dat prea puțin și are bani mulți. Ce trebuie să fac? Cum să-l simt? Nu, dar dai seama ce vrea de fapt dacă ești tu acolo lângă el, știi? Pentru că un intermediar îți spune vrea nu știu ce postare, nu știu ce chestie, dar tu dai seama vorbind direct cu clientul. Eu înțeleg brief-ul din negociere, exact. Din negociere deja știu ce o să vrea să fac atunci când va trimite brief-ul. Și mai mult de atât, e o chestie pe care iarăși vreau să mi-o asum. Omul de cele mai multe ori va fi net superior impresionat de prezența artistului cu care vrea să lucreze față de prezența managerului. Care managerul? Manager mai vorbește și ca managerul de multe ori. Bă, cum vede artistul, deja e like, oh, ce cool, ce drăguț. Și deja, opa, ai mai crescut mult în negociere.